în apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc. Atât în perioada vechi testamentară, cât și în cea nou testamentară, Dumnezeu a binevoit să vorbească unor oameni prin intermediul unor profeți. Slujba profeției a fost însă pusă într-un cont de umbră din pricina unor profeți care au mințit. Lucrul acesta nu este nou sub soare, iar la ora actuală fenomenul a cunoscut cazuri foarte concrete, atât la nivel mondial, cât și la nivel regional sau local. Cum se cuvine să gestionăm astfel de situații regretabile, fără a ne scădea totuși încrederea în faptul că Dumnezeu mai folosește și în contemporaneitate oficiul profetic? Vă propunem să abordăm acest subiect cu ajutorul Scripturii într-o manieră prudentă, onestă și tranșantă. Sunt Daniel Grigoriciuc și vă salut pe toți, asigurându-vă de cele mai curate gânduri și dorințe de a rămâne împreună cu dumneavoastră în adevăr, fără a ne abate de la credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Invitatul meu pentru această discuție este fratele pastor Iosif Anca. Bun venit în cadrul acestei dezbateri pe care eu o consider foarte necesară. Bine v-am regăsit, fiți binecuvântați! În primul rând, v-aș întreba de ce ar fi periculoși profeții mincinoși? Deși la o primă privire, în mod deosebit în contextul actual, profeții mincinoși pot să pară vinovați pentru niște preziceri eronate, dar cred că ceea ce este mult mai grav e faptul că prorocii mincinoși pot împiedica mântuirea oamenilor, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 24, anunțând că Hristoși mincinoși, cărora li se alatură în mai mare număr prorocii mincinoși, au scopul să înșele, ceea ce este mult mai periculos, repet, decât o oarecare prezicere nereușită. De aceea cred că subiectul este imperativ și are conotații eterne, pentru că o astfel de rătăcire poate duce la pierderea mântuirii și aici avem de face cu a dobândi sau a pierde împărăția lui Dumnezeu, care ne-a fost oferită și ne este încă oferită cu atâta drag de Tatăl nostru și Mântuitorul nostru și, bineînțeles, de asistența pe teren a Duhului Dumnezeu. Dar a pune sub semnul întrebării valabilitatea unor mesaje profetice constituie un pericol, pentru că unii ar eticheta un asemenea demers pe care îl facem noi acum ca fiind foarte apropiată de ceea ce Mântuitorul numea drept hula împotriva Duhului Sfânt. Ar fi posibil așa ceva? Cu siguranță nu. Pe de o parte, hula împotriva Duhului Sfânt este negarea teoretică și practică a unui adevăr care este deja cunoscut, de care ești conștient. Iar în ce privește profeția, Biblia ne învață că trebuie să cercetăm acest domeniu, tocmai datorită existenței în paralel a profeților adevărați cu cei mincinoși. O altă întrebare pe care o consider necesară la acest moment oarecum de debut al discuției ar fi aceasta: prin ce diferă profețiile înscripturate de oracolele profetice neînscripturate? De ce profețiile înscripturate sunt considerate inspirate și deci nu mai trebuie evaluate, iar cele neînscripturate sunt supuse evaluării? Nu sunt tot de proveniență divină și acestea, cele din urmă? Dacă facem deplasarea în teren, să zic așa, putem afirma că toți profeții la vremea lor, la rândul lor, au fost supuși evaluării. În 1 Samuel, capitolul 3, este scris despre acest profet binecunoscut și apreciat la vremea lui, 1 Samuel 3, citesc de la versetul 19. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Tot Israelul de la Dan până la Berșeva a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Deci iată că a fost evaluat la vremea lui și pentru că
întreaga lui activitate s-a dovedit a fi autentică, acum, evident că nu-l mai punem la îndoială. Dar cât despre cei care trăiesc acum, până a ne lămuri sau în final până a-și finaliza lucrarea, totul este supus cercetării, evaluării. De asemenea, aș aduce în discuție doar întreagă și pe Ieremia, care a fost probat prin mesajele sale, care s-au dovedit a fi fără nicio eroare față de alți profeți din vremea lor. Mă gândesc că atunci era probat și Ieremia, era probat și Hanania, s-a dovedit cine este autentic. Deci sub acest aspect, totul este clar la momentul potrivit. Apostolul Pavel îi îndemna pe credincioșii din bisericile de la începuturi să nu disprețuiască profețiile, dar în același timp îi îndemna să judece profețiile. Cum ar fi posibil să disprețuim profețiile în vremea noastră și ce ar însemna la modul concret judecarea profețiilor? A disprețui înseamnă a nu accepta lucrarea profetică în vremea noastră. Și de asemenea, a respinge fără cercetare, a considera că nici nu merită să iei în considerare. A judeca înseamnă a analiza în lumina cuvântului, în relație cu viața prorocului și conținutul mesajului. Deci sunt două chestiuni total distincte. Una interzisă de scripturi, cealaltă recomandată. În vechime, Dumnezeu a poruncit prin Moise ca un profet care vorbește din îndrăzneală să fie pedepsit cu moartea. Totuși, s-a întâmplat de multe ori ca profeții din vechime să mintă, iar poporul le dădea crezare fiind duși în rătăcire. De ce s-au lăsat atât de ușor induși în eroare? Și mă refer la profețiile celor care îl contraziceau pe Mica sau pe Ieremia. În primul rând, cred că acești profeți aveau trecere pentru că profețeau pe placul inimii poporului. Sau, altfel spus, promiteau lucruri fără acoperire, fără condiții. Dacă ne gândim la Zedechia, fiul lui Căneana, atunci când i-a profețit lui Ahab, i-a promis victorie fără nicio condiție. Sau Hanania, când a profețit ruperea jugului babilonian, cât de mult își doreau evreii aceasta. Deci, aceste promisiuni este absolut normal ca să aibă trecere. Apoi, dacă ne gândim că o făceau pe bani și lăcomia întotdeauna a făcut casă bună cu religia atunci când a fost înțeleasă religia în mod greșit, să citesc aici din profetul Mica, din capitolul 3, unde scrie de la versetul 11 că pe tine cetății judecă pentru darul, preoții lui învață poporul pentru plată, prorocii proces pe bani și mai îndrăznesc să se bizuie pe Domnul și zic oare nu este Domnul mijlocul nostru, nu ne poate atinge nicio norocire. Deci iată cum se cumulau aceste aspecte. Pentru că și unii și alții trăiau în păcat și ca atare nu puteau să condamne păcatul, deci se agreau în mod reciproc. Aici m-a dat un verset din Plângerea mea din capitolul 2, care ar trebui luat în considerare atunci când un om are de-a face cu un proroc, pentru că fiecare își cunoaște viața lui. Plângeri, capitolul 2, versetul 14. Prorocii tăi ți-au prorocit vedenii deșarte și amăgitoare, nu ți-au dat pe față nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine. Ei profețiau doar îndepărtarea robiei, nu și cauzele care au dus la robie. Și încheie Ieremia versetul cu cuvintele și ți-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare. Dar cum este posibil ca un profet într-o anumită situație să mintă și alteori să spună adevărul? Și m-aș folosi de situația cu profetul în vârstă din Betel, care l-a invitat la masă pe un alt profet trimis de Dumnezeu acolo, pe vremea lui Ieroboam, pentru a profeți împotriva celui altar ridicat de regele acesta apostat. Prima dată profetul originar din Betel l-a mințit, iar apoi i-a vestit că va muri pentru că s-a lățat mințit. Ar fi posibil, acum, și în zilele noastre, să se întâmple o asemenea manifestare?
Și dacă răspunsul ar fi afirmativ, cum mai putem discerne când anume un profet spune adevărul și când minte? Și nu se subminează credibilitatea profeției în general prin astfel de alternări între minciună și adevăr? Răspunsul este da, tocmai având în vedere cele întâmplate aici, sau și având în vedere cele întâmplate aici. Iată de ce este nevoie de cercetare. Eu cred că prorocul bătrân a acționat după mintea lui afectată. Cred că, așa cum se întâmplă dacă oamenii nu veghează, cum s-a întâmplat în vremea acelei apostazii în Israel, oamenii se obișnuiesc treptat cu păcatul, pierd relația cu Domnul și în felul acesta totul devine acceptabil, totul se relativizează. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai se constituie într-o normă de viață. De aceea cred că prorocul bătrân, atunci când a auzit mesajul pe care l-a spus prorocul venit din Iuda, nu a considerat acel mesaj care era poruncitor, aș putea spune, deci nu accepta nicio abatere, nicio discuție, l-a relativizat. Hai să încercăm. Poate a acționat mila, efectiv s-a lăsat condus de stări umane, cum asta cred eu că se întâmplă uneori în viața unor proroci. Se amestecă mintea. Al doilea mesaj, pentru că dacă ar fi fost numai primul, a spune doar că profetul din Betel își pierduse harul și darul de a mai profeții. Dar al doilea mesaj oarecum ne pune în încurcătură. Eu cred că al doilea mesaj a fost ceea ce eu numesc o luare în primire de Duhul Domnului, ca și în cazul lui Saul altădată, care era mult mai departe de Dumnezeu, dar ceea ce scrie în cartea 1 Samuel, capitolul 20, ne dovedește că și cine nu este proroc poate să profețească. De aceea întrebarea cunoscută atunci, oare și Saul este între proroci? Să citesc 1 Samuel 19, versetul 23 și 24. Saul îl căuta pe David, să-l omoare, evident, s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama. Duhul lui Dumnezeu a venit și peste el și Saul și-a văzut de drum prorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama. S-a dezbrăcat de haine și a prorocit și el înaintea lui Samuel și s-a aruncat dezbrăcat la pământ toată ziua aceea și toată noaptea. De aceea se zice, oare și Saul este între proroci? Deci Dumnezeu l-a luat în primire pe acest proroc pentru a-l amenda, să spun așa, pe primul, dar nu cred că acest proroc bătrân și a doua zi, dacă mai venea cineva la el, ar fi fost apt să prorocească. Și cu siguranță nu l-am fi trimis niciunul acolo pe vreun om care ar fi avut o cauză, o întrebare înaintea Domnului. Haideți să mai dăm și exemplul lui Mica, fiul lui Imla, care profețea în Israel. El era deja cunoscut ca un profet autentic, chiar și de către împărat, dar deși a spus inițial că va vesti doar ce îi va spune Domnul, imediat a spus regelui că va izbândi, așa cum spuneau și profeții mincinoși. Și abia după ce împăratul l-a somat cumva să-i spună realitatea, Mica a spus ce anume i-a descoperit Dumnezeu. Prima dată a vorbit de la sine sau l-a lăsat așa un duh de minciună pe care Dumnezeu l-a pus în gura tuturor prorocilor? Și cum ar fi posibil, nu? Ca un Dumnezeu caracterizat de adevăr să trimită și un duh mincinos, pentru că asta a fost explicația lui Mica. Răspunzând primei întrebări referitor la Mica, eu cred că el a avut o abordare care a dat la iveală gândul împăratului. Cu siguranță nu a fost un duc de minciună peste Mica, dar felul în care a pus problema, poate am spune noi sarcastic, de fapt a dovedit că împăratul avea îndoieli asupra profeților celorlalți, dar că îi convenea. Răspunzând întrebării de ce a îngăduit Domnul un duc de minciună, vă citesc ceva pentru vremea noastră sau pentru o vreme imediat următoare sau când Domnul o va rândui, ceva ce se va întâmpla în masă. Ne spune Scriptura în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, că în vremea sfârșitului, Dumnezeu, citesc de la versetul
11, va trimite o lucrare de rătăcire ca oamenii să creadă o minciună. Că minciuna va fi transmisă prin învățători, prin proroci, în fond este același fenomen. Îngăduit de Dumnezeu, și aici explică Apostolul Pavel de ce, versetul 12, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, deci Ahab, să ne întoarcem la caz, nu primea adevărul, nu l-a grea, nici un adevăr prin care le-a mustrat să se întoarcă la Dumnezeu, nici un adevăr referitor la evoluția evenimentelor, la soarta războiului. Din această pricină, repet, este expresia biblică, deci Dumnezeu este motivat pentru că n-a crezut adevărul și a găsit plăcere în nelegiuire, ce spuneam înainte, că se asociază profeții minciunoși cu oamenii păcătoși pentru că toți trăiesc în același fond al nelegiuirii. În felul acesta oamenii vor fi osândiți sau unii chiar, ca și în cazul lui Ahab, își vor găsi sfârșitul. Aș mai aduce aici un argument care are de-a face cu întreaga istorie umană. Încă de la început, din Eden, Dumnezeu a lăsat oamenilor posibilitate de alegere. Și cine se asociază cu păcatul alege greșit, cine vrea să trăiască în mod curat, cum spune Scriptura în Psalm, și lui neprihănit răsare o lumină în întuneric. Deci Dumnezeu se angajează pentru cel cu inima curată să-i vorbească, să nu-l lase să fie rătăcit. Și exemple sunt multe în Scripturi, putem aminti și cazul cu Avram, cu Abimelec, care n-a fost îngăduit să cadă în păcat cu Sara. Bineînțeles, acolo era și chestiunea iminenței nașterii lui Isaac, dar Dumnezeu i-a vorbit, spune Scriptura clar, pentru că avea inima curată. Știm că în vechiul așezământ, la un moment dat, profeții falși erau cu mult mai mulți decât cei autentici. Cum se explică acest fenomen și care ar fi probabilitatea ca fenomenul acesta, cu acest raport numeric nefericit, să reapară și în perioada actuală? Dacă ținem cont de profeția Domnului Iisus Hristos, vor fi mulți profeți mincinoși. Eu cred că totul depinde de mediul în care se dezvoltă. Și dau ca răspuns două versete din Proverbe. Pentru un mediu sacru și o conducere care vrea să rămână sub călăuzirea lui Dumnezeu, Proverbe 20:26. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece curata peste ei. Deci nu trăiesc. În vremea lui David întâlnim proroși mincinoși. Nu pentru că prorocii adevărați, viața lui David nu le permitea o astfel de dublă conviețuire. Și pentru un mediu păcătos, citesc tot din Proverbe 29:12, când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi, așa cum era cazul lui Ahab. Ahab și Izabela, în fond, erau responsabili ei în primul rând și apoi toată masa de oameni care trăia în aceleași stări vinovate. Așadar, să ne verificăm mediul, relațiile, comunitatea în care ne ducem viața religioasă pentru a fi protejați. Să ne ajute Dumnezeu. Între profeți știm că unii s-au bucurat de o mai mare credibilitate. Mă gândesc de pildă la Samuel, care avea o percepție așa dinspre popor că nu era posibil ca ceea ce spune el să nu se întâmple. Au fost alții mai îndoielnici în mesaj și să înțelegem că și în vremea noastră poate ar fi unii care uneori te-ai îndoi de ceea ce spun? În primul rând avem de-a face cu profeți probați, cum am spus de la început, recunoscuți. Și dacă și cei ce au de-a face cu ei sunt oameni curați și sesile să trăiască frumos înaintea Domnului, aici avem de-a face cu ceea ce spune Pavel, că avem același duh de credință. Dacă este vorba despre unii care sunt în formare, în mod deosebit mă refer la proroci tineri, i-am identificat drept în faza de cercetare, cum a fost cazul celor din vremea lui Elisei. Mă gândesc la episoadele repetate din drumul lui împreună cu Ilie înainte de răpirea lui Ilie la cer. Ei au primit mesajul că
Ilie va fi răpit. Dar curând după aceea i-au spus lui Elisei, da, dacă Domnul l-a răpit și este pe undeva, a lăsat încă pe pământ. Și am putea spune că se îndoiau și ei de mesajul lor. Și am întâlnit astfel de situații pe teren. Păi și Ioan Botezătorul s-a îndoit cumva de Domnul Iisus Hristos. Ești tu sau să așteptăm pe altul? Da. Cred că și în privința profeților avem de a face cu un grad de maturizare, după cum scrie în Evrei 5, în toate privințele, că prin experiență, prin utilizarea darului, și dacă este și prin înflăcărare, cum spune la 2 Timotei 1, atât profetul cât și cei care beneficiază de mesajele lui pot în timp și evident în condiții de trăire unei vieți sfinte să se bazeze pe un asemenea mesaj, pentru că sunt situații în viață în care chiar este important să ne sprijinim pe un cuvânt dat de Domnul și să nu avem nicio îndoială. Cum etichetați activitatea profetică a lui Balaam din Vechiul Testament? Și haideți să dăm și un exemplu din Noul Testament, a lui Caiafa. Au avut aceștia o relație cu Dumnezeu sau ei sunt diferiți ca tipuri de persoane? Eu cred că oricine este vulnerabil, așa după cum ni se spune la modul general în Ezechiel 3 și în Ezechiel 33, că neprihănitul poate să-și piardă neprihănirea. Pe de altă parte, așa cum scrie în Amos, capitolul 3, versetul 8, când Domnul poruncește, cine ne va proroci, adică Dumnezeu, poate să folosească, așa cum aminteam și în cazul prorocului bătrân din Betel, pe cineva, cum l-a folosit altădată, am mai putea da exemplu și pe faraon Neco. Dar asta, repet, nu înseamnă că ne putem bizui pe astfel de oameni. Trebuie să avem de-a face cu proroci pe care îi cunoaștem și a căror viză la zi este valabilă. Haideți să vedem cum distingem un profet fals de unul autentic. Avem multe avertismente în Scripturi de a ne păzi de profeții mincinoși. Haideți să observăm care sunt criteriile foarte specifice în privința evaluării. Cred că, în primul rând, viața și activitatea de toate zilele a profetului. Faptele lui, reputația lui în societate, în comunitatea frățească. În al doilea rând, analiza mesajului. Apoi, să ne luăm timpul necesar analizei în vederea împlinirii profeției, cum ne spune Scriptura în Cartea Deuteronom. Și, nu în ultimul rând, călăuzirea personală a fiecăruia dintre noi. Aici îmi place să dau un exemplu din Cartea a doua a Împăraților, din capitolul 8. Este vorba despre un mesaj parțial, aș spune, al lui Elisei, în care îi spune gazdei lui din Sunem, scoală-te și du-te tu și casa ta și locuiește pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foametea și început. Nu i-a spus în ce țară să se ducă, i-a spus doar perioada de foamete. Versetul 2. Femeia s-a sculat și a făcut după cuvântul omului Dumnezeu, a plecat ea și casa ei și a locuit 7 ani în țara filistenilor. Momentul în care ea s-a întors dovedește că a fost călăuzită de Duhul lui Dumnezeu chiar fără mesaj profetic. A spune că s-a întors la fix, exact când împăratul era interesat de lucrările efectuate Domnul prin Elisei și aș putea adăuga aici încă ceva, nu lipsit de importanță, nu era un împărat evlavios, deci era puțin probabil să fie interesat de cele sfinte. Dar Dumnezeu așa a condus lucrurile, tocmai când Gehazi îi spunea de învierea acelui copil. Și toate s-au soldat cu o binecuvântare întreagă. De aceea eu cred că Dumnezeu adesea, chiar și dacă este vorba de proroci adevărați, ne vorbește sau ne poate fi de folos acel mesaj numai dacă și noi suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Altfel, poate să ne vorbească Domnul cu cea mai mare claritate ca Ieremia, evreilor scăpați de sabia babiloneană.
le-a spus concret să nu se ducă în Egipt, le-a motivat mesajul profetic și ei au spus că Ieremia minte, pentru că peste ei nu era același duh. Observăm în acele comunități în care sunt acceptate darul și slujba profetică, unii profeți folosesc unele expresii care legitimează cumva autenticitatea lor. De aceea folosesc următoarele expresii ca un soi de lozinci. Iisus Hristos a venit în trup, Iisus Hristos este Domnul. Cum vi se par aceste formule? Ioan și Pavel s-au referit la etichetarea fiecărei profeții cu această repetare, acestor clișee, sau e ceva care pur și simplu vine din dorința profetului așa de a se autopromova? Cred că aceste expresii, care nici într-un caz nu sunt corp comun cu profeția, au de-a face cu educația acelui profet, cu măsura credinței lui. Aș spune că e ceva ce pe undeva seamănă cu intercalarea vorbirii în limbi cu transmiterea mesajului profetic. Admit, pe de altă parte, că fiecare proroc are stilul lui, dacă mi-amintesc de Amos pentru treba, pentru patru, dacă încolo nu spunea nici trei, nici patru. Sau de acea exprimare de început a lui Balaam. Dar aici cred că, la urmă urmei, avem de-a face cu mediul în care ne-am dezvoltat. Aș asemăna asta pentru a nu judeca pe frații proroci cu benedicția trinitară pe care o folosesc tare mulți predicatori la începutul mesajului. Nici aceea, scuzați-mă, nu-i scrise nicăieri în Biblie. Dar așa s-au obișnuit predicatorii să înceapă, așa s-au obișnuit prorocii să înceapă. Sau să încheie. Domnul să-i binecuvinteze, dar noi, făcând o analiză biblică, trebuie să știm că, deși sunt mari adevăruri că Domnul a venit în trup și Iisus Hristos este Domnul, dar asta este altceva. Domnul Iisus avertiza că în vremurile din urmă se vor ridica mulți, nu puțin proroci mincinoși, unii făcând chiar minuni și semne mari, având dorința și putința chiar să înșele pe cei aleși. Se referă acest avertisment la profeți din mediul creștin sau la unii din afara bisericii? Dacă ne gândim la cele scrise de Petru, 2 Petru 2 cu 1, noroc s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, înțelege că mesajul se referă atât la un spectru mai larg, la întreaga umanitate, aici ne gândim chiar la întemeitorii religiilor, dar cu siguranță că este vorba și de creștinism, de interiorul comunităților, organizațiilor noastre, pentru că de aceea spunea Domnul că dacă va fi cu putință, ar înșela și pe cei aleși. Cred că totul depinde de starea spirituală a individului, a adunării și chiar a organizației din care face parte. Să ne amintim de cele scrise în Apocalipsa, capitolul 2, când îi se atrage atenția îngerului bisericii din Pergam și acelei din Tiatira să nu permită, pentru că o asemenea toleranță se lasă cu efecte și vinovați, bineînțeles, sunt cei din frunte. Așadar, să veghem unii asupra altora și în mod deosebit asupra comunităților, pentru ca toți credincioșii să fie feriți, că oricum sunt ele alte ispitiri, dar pe această latură să fim păziți. Îmbrăcarea hainelor de oi sau prefacerea în slujitori ai neprihănirii, într-un cuvânt, deghizarea profeților care sunt lupi răpitori, poate influența pe cei lesne crezători. Cum se poate trata această naivitate sau credulitate a unor credincioși când este vorba despre acești impostori care, iată, pot veni și în biserică? Cred că prin păstrarea unității adunării și o pastorație eficientă, în primul rând, cum spune la 1 Petru capitolul 5, versetul 2, păstoriți turma lui Dumnezeu,
ceea ce înseamnă și protejați turma lui Dumnezeu, nu doar hrăniți turma. Și în al doilea rând, după cele scrise în Efeseni la capitolul 4, putem înțelege că o maturitate a credincioșilor îi poate feri de aceste forme de amăgire. Citesc cuvintele apostolului Pavel din Efeseni 4, de la versetul 14, să nu mai fi în copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Și profețiile false sunt și ele un mijloc de amăgire. Ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele. Pe un copil îl duci ușor de minte, pe un om mare, cum spune apostolul, să fim oameni mari la minte, nu-l mai poți duce în eroare. Cum este posibil ca unii să afirme în ziua judecății că au prorocit numele Domnului, iar răspunsul să vină din partea lui Dumnezeu că niciodată nu i-a cunoscut pe respectivii? Da, este o frământare care se poate desprinde studiind textele biblice, dar și observând situațiile de pe teren. Unii au căzut, au fost cândva, dar pe parcurs au păcătuit, s-au mândrit, au rătăcit, lăcomie sau alte cauze au făcut să nu mai fie ce au fost. Deci Dumnezeu urmărea un scop potrivit cu planul său, situație în care poate să folosească pe astfel de oameni, și Dumnezeu nu este redrept în ceea ce face, pentru că ei își vor primi plata pentru vinovăția lor și lucrarea Domnului va merge înainte. Este ceva asemănător, deși aici avem de-a face cu lucrări mai mari, cu profeția lui Caiafa. Deci, Dumnezeu, repet, ca și concluzie, poate să o facă, având în vedere lucrarea sa, planul său, dar cei prin care Dumnezeu a realizat anumite lucrări n-ar fi fost ei demni pentru acele lucrări și ca atare nu pot fi nici mântuiți, nici răsplătiți, decât eventual aici pe pământ. Deja ați făcut o referire la ceea ce spunea domnul bisericii din Tiatira, pe un ton mustrător, și anume că lăsa pe o anumită prorociță, pe nume Izabela, să amăgească pe membrii bisericii. Acest spirit permisiv se poate repeta. Nu cumva există o teamă de a opri pe cei care pretind că vorbesc în numele Domnului, deși mesajul este greșit, iar viața lor nu este în armonie cu pretențiile sau cu rigorile acestei slujbe? Scriptura ne învață încă din Vechiul Testament că un profet fals, citesc Deuteronomul 18:20, trebuia să fie pedepsit cu moartea, pentru că aducea în tabără un alt Dumnezeu și prin asta aducea moartea. În Fapte 20, de asemenea, scrie despre sfatul pe care l-a dat apostolul Pavel prezbiterilor din Milet, versetul 28, luați seama de la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Deci, mustrarea adresată acelor îngeri ai bisericilor este foarte fundamentată, este o necesitate ca să se păstreze acuratețea mesajului, a lucrării, și făcând referirea cu întrebarea și răspunsul anterior, nu putem să îi lăsăm pe toți de avalma spunând lucrează Dumnezeu prin ei pentru cauza sa, nu. Noi vom căuta, cum spune apostolul Pavel, să nu admitem defăimarea slujbei, dar dacă în alte situații Dumnezeu va folosi oameni care sunt incompatibili cu sfințenia sa, asta rămâne strict de autoritatea sa și nu se va face niciodată în mod corect cu autorizarea noastră ca slujitori. Este ușor de observat faptul că unii profeți nu au mesaje foarte specifice, ci extrem de generaliste, fără a putea fi învinovățiți că a ieșit din matca celor adevăruri larg acceptate de către biserică. Totuși, a folosit doar cuvinte care nu spun ceva concret, nu reprezintă o profeție îndoielnică. Este știut că toți profeții autentici
au fost extrem de specifici în mesajele lor. Aici cred că întâlnim două situații diferite. Situația negativă, când cineva vorbește din îndrăzneală ca să pară profet sau are o râvnă dată de neînțelepciune, de imaturitate, și aici cred că deosebirea duhurilor sau cel puțin o maturitate în cunoașterea Scripturilor trebuie să determine pe slujitor să îi potolească, să spun așa, pe astfel de proroci improvizați. Avem de-a face și cu un aspect pozitiv, când tot există o slăbiciune și se confundă, spun eu, darul profetic cu darul îndemnării și încurajării. Pentru că din Cartea Faptele Apostolilor înțelegem că profeții, mă refer strict la Iuda și Sila, cum spune Fapte 15, îndemnau, încurajau pe frați. Deci ei nu aduceau învățătură, nu dezbăteau o doctrină anume, ci îi întăreau pe frați în ceea ce cunoșteau, îi îndemnau. Ori cred că astfel de mesaje sunt bune ca îndemnul la ora de rugăciune. Nu să le fie date titlul de profeții. Și aduc argument ce scrie în 1 Corinteni 14, versul 25, unde e vorba de profeție, tainele inimii lui sunt descoperite. Deci o profeție, ca să putem nominaliza ca profeție, trebuie să conține elemente de taină, nu doar anumite sfaturi pentru zidire sufletească. Sunt profeții care sunt mai clare pentru că modul de receptare dinspre Dumnezeu este mai riguros, adică unii au vedenii care nu le pot interpreta, lăsând interpretarea în seama celor pentru care este adresată vedenia. Alții au vise suficient de ambigue, alții au cuvânt de cunoștință. Vă rog să ne spuneți dacă Scriptura atestă diferite grade de percepție profetică, să spunem așa. În primul rând aș vrea să detașăm visele, vorba prorocului Ieremia, cine a avut un vis să spună un vis, cine a avut un mesaj profetic să-l transmită ca atare. Cred că există posibilitatea ca Dumnezeu să vorbească în vise și unuia care nu este profet, evident, dar de regulă lui însuși. Dacă e vorba de visele unui profet, astea pot să fie de factură profetică, dar cu siguranță nu toate visele. În ce privește profeția, cred că ea are diferite scopuri. Putem să avem într-un mesaj profetic descoperirea unor lucruri ascunse, a unui păcat, a unui plan demonic, sau o îndrumare pentru o lucrare ce trebuie să fie înțeleasă de cei care sunt implicați. Cum îi spune Pavel la Timotei despre profețiile făcute înainte despre tine, sau despre înștiințările care le avea el sau prin alți profeți, cum spune, din cetate în cetate. În aceste cazuri, cred că trebuie să avem de-a face cu un mesaj pe care să-l putem înțelege. Ce valoare are un mesaj profetic în care se transmite cuiva care are un păcat? Nici prorocul nu descoperă păcatul, nici omul în cauză, cu toată truda memoriei și a conștiinței lui, nu identifică. Îl aruncă doar într-o spaimă. Dar dacă avem de-a face cu profeții care au de-a face cu un viitor, mă refer aici la profețiile biblice cu conținut escatologic, acolo admit că pot să fie anumite lucruri care nu le putem interpreta. Nu vor fi înțelese decât la vremea lor, ni se spune în cartea profetului Daniel. E adevărat că orice mesaj, dacă este codificat, trebuie să primească o deslegare, o interpretare, cum a fost cazul lui Petru, a văzut vedenia cu fața de masă, dar iată că nu a trecut mult și lucrurile s-au elucidat. Și aici mai luăm în calcul și măsura profetică a fiecăruia, cum scrie Roman 12. Mi-am amintit că eram undeva la o părtășie și cineva a spus la început, dacă va fi vreun mesaj, după cum spune Scriptura, trebuie analizat, judecat. Și apoi a fost câteva mesaje și n-a vorbit nimeni. Și a zis, dar cum rămâne cu ce a zis la început? Cred că mai bine vorba aceea, o minte ordonată decât una aglomerată, mai bine să avem niște mesaje pe care să contăm, care să poată fi interpretate, să poată fi așezate la locul lor,
decât să se creeze o confuzie prin acumularea de mesaje și lipsa interpretării, a analizei, a judecății lor. Riscăm să cădem într-o extremă sau alta. O extremă ar fi, cum spunea cineva, până la urmă rămânem numai cu profeții Bibliei. Nu cred că este corect, pentru că asta ar însemna că Duhul lui Dumnezeu nu are aceeași capacitate care a avut-o în vremea aceeași pentru a-și continua lucrarea. Și de asemenea, nu este corect să spunem că odată cu încheierea canonului biblic s-a încheiat cu transmiterea mesajelor, pentru că nu toate au de-a face cu canonul biblic, doar profeția lui Agab cu privire la foamea, ce ar avea de-a face cu canonul biblic. Și acum mai pot să fie astfel de evenimente care, printr-o profeție, pot să fie anticipate și să fie ajutat poporul lui Dumnezeu. Se poate vorbi actualmente despre o școală a profeției? În vechime știm că exista așa ceva. Unii pot fi învățați să profețească sau care ar fi rolul unei asemenea organizări? Până la urmă nu vorbim totuși despre o insuflare divină care nu are în sine ceva omenesc? Da. Într-o școală a profeților nu se pot primi daruri. Eventual se pot performa daruri primite. Rugăciunea bisericii, potrivit 1 Corinteni 14 cu 12, este aceasta. Ca Dumnezeu să dea daruri duhovnicești în vederea zidirii sufletești. Le va da, cum spune același autor în capitolul 12 acolo, cui voiește. Dar, într-o astfel de școală, dacă am putea numi o școală, un mediu la nivelul fiecarei biserici în care îngrijim de cei pe care Domnul îi binecuvintează cu astfel de daruri. Și aici vreau să fac o paranteză. Spune Scriptura că la primirea Duhului Sfânt, mă refer la citatele din Fapte, vorbeau în lemn telici și proroceau. După înțelegerea mea, un om plin de Duhul Sfânt, și-aș aminti unul, cazul din numărul 11 sau cele din începutul Evangheliei după Luca, repet, un om plin de Duhul Sfânt poate profeți. Dacă a folosit Domnul și pe alții, că Saul s-a apucat de profețit și de la Domnul, dar asta nu înseamnă că a rămas profet. La fel, cred că trebuie să facem o distinție între cineva căruia îi se dă la un moment dat un mesaj de natură profetică și o lucrare care va fi cu continuitate. Întorcându-mă la nevoia de școală sau de organizare de educare profetică, cred că astfel de oameni trebuie să fie învățați cum să se manifeste după reglementările Apostolului Pavel în 1 Corinteni 14. El a stabilit acolo niște reguli. Să tacă, să vorbească celălalt, să fie acceptată, să fie analizată prorocia, să nu creadă că cineva hulăște dacă ea în discuție și analizează mesajul, să caute, să vadă care este interpretarea. Dacă a fost un mesaj cu același conținut dat prin alt proroc, ce sens mai avea să repete și el? Poate a fost doar o confirmare pentru sine că este același Duh. Deci, iată, niște elemente educative, de maturizare. Dar, repet, nu se poate primi la școală rândar profetic, chiar dacă am numit o școală. Cum se acționează în general în biserici atunci când un profet este confirmat în timp că a emis o profeție sau mai multe care nu s-au adeverit, nu s-au împlinit? Cred că trebuie să fim suficienți de înțelepți sau de finuți. Un astfel de om trebuie oprit un timp pentru a cerceta cauza, ca și după regula generală cu lepra, cu punerea deoparte și cercetarea ulterioară. Mesajele trebuie filtrate, păstrate de slujitori, dacă prezintă o anumită îndoială, să nu fie transmise, să rămână la analiză, la observare. Și dacă se observă că nu există ceva cu un conținut real profetic, ba mai mult, dacă este o îndrăzneală și un risc pentru cel în cauză și ca atare și pentru amăgirea altora, cred că trebuie contestată lucrarea profetică și spus unui astfel de om să fie atent la altceva eventual ce-i dă Domnul să facă. Și dacă sunt aspecte de moralitate îndoielnică în viața unui profet, ce s-ar putea întreprinde? Cred că se aplică regula generală pentru orice membru. Depinde de rezultatele cercetării, pot să fie și vorbe aruncate în vânt, să nu fie ceva foarte real, dar oricum
trebuie făcut o analiză, Biblia recomandă în cartea de Deuteronom să se facă cercetări amănunțite care să se soldeze cu o hotărâre a conducerii și eventual cu o confirmare profetică, dacă este ceva ce noi nu putem analiza, niște lucruri tainice, dacă tot vorbim de profeți, poate că Domnul ne poate da o lumină printr-un alt proroc autentic, care nu ea este hotărătoare cu 100%, dar poate veni în ajutorul celor ce examinează, analizează și judecă, dau o decizie cu privire la acel profet. De ce se spune că un profet nu este prețuit în patria lui? Pentru că știm, unii au fost prețuiți totuși, cum a fost Samuel, de pildă. Și dacă ne gândim chiar la Domnul Iisus Hristos, nu era corect să fie prețuit? I-au putut găsi vreo vină? Cred că prețuirea are de-a face cu starea spirituală a patriei în care e prețuit sau neprețuit și cu starea spirituală a familiei, a comunității în care este prețuit sau nu este prețuit. Ce diferență între vremea lui David și vremea lui Ahab? În vremea lui David, chiar când împăratul a fost mustrat, Nathan a fost primit. Dar în vremea lui Ahab, Mica, până la confirmarea mesajului, a stat la arest. Deci nu este corect să nu fie prețuit un proroc în patria lui, să prorocească pe nu știu unde și când cerem informații de acasă, din vina celor de acasă sau din vina lui, rămâne de analizat, nu putem să primim o veste bună. Ce se mai poate face atunci când un profet este clar descalificat în biserica locală, dar sunt alte biserici care îl acceptă? Dacă biserica locală este sănătoasă, ei au drept să lege și deslege și asta se autentifică și în cer. Dacă starea spirituală a bisericii locale este una rea, atunci e normal ca acel proroc să fie prețuit în altă parte, dar în cazul acesta trebuie o analiză extinsă pentru a vedea unde este eroarea. Dacă el este cu probleme sau chiar comunitatea din care face parte nu acceptă, nu agrează slujirea profetică. Unii, ca să nu se mai complice cu evaluarea profețiilor, mai degrabă spun ei, le resping pe toate, aruncă cu jocul din pricina unor potențiali pureci. Eu aș face aici o comparație. Dacă un aparat a dat eroare, asta nu înseamnă că toate aparatele nu mai trebuie folosite, pentru că tehnologia ne ajută mult. Dacă mă gândesc la partea medicinii sau la un test computer pentru o mașină, aș spune ca o concluzie din partea mea că profeții falși vor fi întotdeauna un fenomen prezent. Asta datorită nevoii naturale de profeție, a curiozității și altor dorințe ale oamenilor. Dar dacă cei falși vor fi omniprezenți și lucrarea Duhului Sfânt nu va lipsi niciodată. Pentru că Dumnezeu în fiecare perioadă are lucrări care trebuie să și le desfășoare. Și o profeție, o lucrare profetică adevărată ne este de mare folos pe lângă alte dimensiuni ale lucrării sfinte în combaterea profețiilor false. În Apocalipsa este scris, este o binecuvântare, un har ce se oferă bisericii din Filadelfia să poată identifica pe cei ce zic că sunt iudei și nu sunt. Deci cred că Domnul nu-și va lipsi poporul său de această calificare, de acest har, să poată identifica pe cei adevărați de cei falși, fie învățători sau fie profeți. Așadar, să rămânem sub călăuzirea Duhului Dumnezeu, să ne bucurăm de o lucrare profetică autentică și în felul acesta vom fi feriți noi și comunitățile de care îngrijim, pe care le reprezentăm, de orice falsitate, fie ea și profetică.
Vă mulțumesc, frate păstor Iosif Anca, în numele ascultătorilor, dar și personal, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să participați la această discuție, care nu a fost deloc confortabilă sau ușoară, dar am mizat pe experiența dumneavoastră, pe cunoștințele dumneavoastră și cu siguranță nu am greșit, cred că și ascultătorii s-au bucurat. Vă mulțumim încă o dată din toată inima, mulțumim și ascultătorilor pentru atenția acordată și cu ajutorul lui Dumnezeu, stimați ascultători, vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați în adevărul lui Dumnezeu. În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.